Vremea va fi apropiată de normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros. Izolat în cursul nopții sunt posibile ninsori slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 4 grade, iar cele minime între minus 3 și 0 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat o zi plăcută. Maxima a ajuns la 3 grade, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de minus 2 grade Celsius. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi plăcute în cele 4 orașe ale județului Sălaj, dar și ceva precipitații. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 7 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea până la minus 1 grad. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 5 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la minus 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 4 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea până la minus 2 grade. Din weekend, vremea se încălzește ușor. Vineri, maxima va ajunge la 7 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la minus 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de sâmbătă, când temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî până la minus 3 grade Celsius.